Bună seara și bine ați revenit din nou la o nouă seară de operă în cadrul proiectului Opera la Bibliotecă. Seara asta este una specială, aș putea spune, pentru că exact acum un an, în această zi, marele bariton Dimitri Vorostovski a plecat la Împărăția lui Hristos. De asemenea, seara asta este și sărbătorim pe Sfânta Cecilia Patroana, ca să zic așa, cântăreților. Așa că tot demersul nostru în această seară va fi să readucem în memoria dumneavoastră această minunată voce care a fost Dimitri Vorostovski. Înainte de a începe, o să rog pe doamna Vorvoreanu să puncteze câteva aspecte, să zicem, importante și care vă vor ajuta și pe dumneavoastră și pe noi ca să ne reîmprospătăm în memoria lui Dimitri. Mulțumesc! Bună seara! O nouă joie dulce, port cu mândrie această nouă insignă care am primit-o a amicilor operei. Doamnelor și domnilor, astăzi vă propun să deschidem porțile maestoase ale operei mondiale și să depănăm împreună povestea unui prinț. Acum vreo 13 ani, Dan, soțul meu, a încercat să caute în calculator, pe internet, cântece rusești din vremea celui de-al doilea război mondial. Internetul a fost darnic și ecranul calculatorului ne-a arătat o imagine a unei săli pline de oameni care cântau și plângeau alături de o voce baritonală superbă. Pe scenă, în acea sală, era un bărbat de o frumusețe extraordinară. Un bărbat înalt, atletic, cu ochii scânteitori, cu un păr prematur albit ca o coamă de leu. Așa a intrat în viața noastră, a mea și a lui Dan, baritonul rus Dimitri Vorostovski. Era numit de foarte mulți Elvis al operei sau ursul siberian. La vremea aceea noi nu știam că încă din anul 2000 revista People îl alesese în primii 50 cei mai frumoși oameni din lume. Era ușor arogan și destul de nervos spunând: priviți vocea mea, priviți ce cânt și mai puțin priviți chipul meu. Era foarte conștient că mulți, mai mulți spuneau: vai, ce om frumos, neascultându-i vocea. S-a înșelat. Toți au iubit și vocea și chipul. Dimitri, numit pentru mulți în mediul intim, în mediul lui intim fiind lumea întreagă, Dima, s-a născut în orașul siberian Krasnoiarsk la 16 octombrie 1962. Într-o familie de intelectuali, mama medic, tatăl inginer, de mic a învățat să cânte la pian, a cochetat de mic cu dorința de a deveni medic, ca și mama lui. În timpul liceului, împreună cu câțiva colegi de liceu, face un band unde cântă jazz și rock. Însă a învins muzica clasică. Urmează școala de arte și în anul 1985 debutează ca bariton în rolul Marullo din Rigoletto pe scena teatrului de operă și balet din Krasnoiarsk. Confirmarea sa internațională însă are loc în 1989, când câștigă un mare concurs de voci, este vorba de BBC Cardiff Singer of the World. Acest premiu îi deschide ușile tuturor teatrelor, în 1989 de la Londra, apoi în 1990 de la New York. Apare pentru prima oară în vestul Europei la Nisa. Îngenunchează apoi Italia în vestitul La Fenice cu Onegin. Interpretarea sa a rolului Onegin din Evgeni Onegin la lui Tchaikovsky îi aduce un succes imens, publicațiile de specialitate spunând că s-a născut într-adevăr vocea pe care Tchaikovsky și-a dorit-o pentru acest rol. A
Acest succes îi deschide în 1993 ușa operei de la Chicago, unde debutează în Traviata. Din acea clipă are angajament cu toate teatrele mari ale lumii, cu Metropolitan Opera, cu Covent Garden, cu La Scala, cu Berlin State Opera, cu Viena State Opera, cântă toate rolurile de bariton liric din Traviata, Otello, Rigoletto, Troubadourul, Balmascat, Simon Bocanegra și, bineînțeles, Evgeni Onegin. În tot acest timp revine în țara sa și cântă în foarte multe concerte pro bono cântecele poporului său. În 2005 face un turneu în toate orașele mari ale Rusiei, cântând melodii rusești din cel de-al doilea război mondial. Devine artist al poporului în Rusia. Din nefericire, în 2013, îi se depistează o formă de tumoare canceroasă. Începe să primească un tratament de specialitate la Londra, oraș unde el se stabilise cu familia. Un tratament specific unei forme severe de cancer cranian. Vocea sa era însă la fel de mlădioasă, însă în timp apar dezechilibre la nivelul întregului trup. Asta face ca Dima în 2015 să recunoască public problema medicală pe care o are. În acel an el își anulează absolut toate angajamentele sale. Mai are o apariție fulminantă în mai anul trecut la Lincoln Center cu ocazia aniversării a 50 de ani de la prima stagiune a Metropolitan Opera. Ultima sa apariție publică este în iulie anul trecut la sediul ambasadei ruse de la Londra, unde are un recital de arii de operă. 16 octombrie anul trecut îl găsește alături de familia sa într-un mediu extrem de intim, aniversând 55 de ani de viață. În miercuri anul trecut, pe 22 noiembrie, se stinge în locuința sa de lângă Londra, înconjurat de familie. În 27 noiembrie, trupul său este dus la Moscova și depus la Filarmonica Piotr Ilici Tchaikovsky. Mii și mii de ruși fac un cordon imens în jurul catafalcului său, are loc o comemorare de adio ca pentru un prinț. În 28 noiembrie, conform dorinței sale testamentare, trupul său este incinerat. O parte este din cenușa cea este înfumată la Moscova, iar cealaltă parte este dus în orașul său natal, în Siberia. Dispariția acestui prinț a făcut întreaga lume să fie văduvă, să fie sărăcită, de poate una dintre cele mai frumoase voci baritonale care a apărut între secolul 20 și secolul 21. În această seară, doamnelor și domnilor, și noi, aici, amici, mari iubitori ai operei, ne vom bucura de un recital de arii de operă în amintirea lui Dima. Vă foarte mulțumesc! Să ascultăm cântăreții! Vom deschide recitalul din această seară cu celebra arie din opera Paiațe, prologul, și-l invit în scenă pe baritonul Eugen Secoveanu. Si poit, si poit, si Oh, yeah.
când înșel ancor l'antiche maschere mette l'autore e in parte vuole riprendere sono false degli sposi e dei nostri martiri non allarmatevi no no l'autore ha cercato invece tingervi uno squarcio di vita e per massima sol che l'artista in uem e che per gli uomini scrivere deve e dal vero ispirava sì. În continuare vom acorda genul muzicii ruse, aria Evgeni Onegin.
Maria lui Grimm din opera Evgenii Onegin. Iubiv se fost rasti facorni, ei opari vibragat forni, io nașe vrat vieche de te dvaut vidievšemu svie, ie za kaljona musut boj, mai sus e doiu ca la voi. Panie, ghinia scrivat ne stanu, bezumna ia iubiu Tatianu, ta scrima jisna ia tecla, ana ia vila si jascla, как смолится луч средине растила нежности молодость, то молодость исчаствует. Среди духовик, малодушник, шальник, смешник и скучник, тупик, брюнет, живик, сыник, среди кокеток богомольник, среди колобьев добровольник, среди цветфельник, мокник, тенушливик, ласковик и цмен, среди колодник, приговором, жестоко серба и суеты, среди досадной пустоты, расчетов дум и разговоров. Оно блистает, как светло во мраке ночи, небе чистом и мне являет я цвек дал. В сиянии ангела, в сиянии ангела лучистом. Любви все возрасти покорны, ей опаливы благотворны, ее наше брат светит едва утвидевшему свете, и закаленному судьбой мой суседою колобой. Онегини я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну, тоскли божесна я текла, она явилась и жаскла, как смолится луч среди ненастья, нежность и молодость, да молодость исчаствует. Нежность и молодость исчаствует.
seară să continuăm tot cu Ceaicovski, cu aria Tatianei de data aceasta. Să invit în scenă pe soprana Alina Botez. În continuare, Alina Botez și Angela Rogac vor interpreta duetul Tatiana Olga tot din Evgeni Onegin de Ceaicovski. Я прислала.
rusesc, aria, o arie foarte dragă lui Dimitri Vorostovski, Kneazul Igor, Niznanie și Notiha de Vucenoi Dușe, din opera Kneazul Igor de Alexei Borodin.
zna, ni rod ai smučenoj duše, nje noć, nje šlot, od rani zabvenja. Vso prošlo je, ja vnov переживаю. Continuăm cu tenorul Daniel Stoica, Non piangere lui, în opera Turandot de Giacomo Puccini. Tenorul Daniel Stoica! Non piangere lui, se io un lontano giorno io t'ho sorriso. De Piotr Iliș Ceaicovski. Soprana Alina Botez.
Ne reîntoarcem la repertoriul verdian atât de drag lui Dimitri Vorostovski, aria Nemico de la Patria din Andreea Șenie de Umberto Giordano, Eugen Secobeanu. Costantinopoli, straniero, studio a Saint-Cyr, soldato, traditore, di Dio morì un complice.
continuare un duet din opera Dama de Pică de Piotr Ilie Tchaikovsky. Duetul Liza Polina interpretează soprana Alina Botez și mezzosoprana Angela Rogac Solcan. Tot cu romanță de Tchaikovsky, mie tol ca tot toznal. Baritonul Odin Ciocea. Let's talk.
Rămânem tot în repertoriu rusesc. Soprana Lina Botez ne va încânta cu romanța Apele primăverii pe versuri de Fyodor Tyutyeev de Sergei Rachmaninov. Din Mireasa Țarului de Nicolae Rimski-Korsakov. Angela Rogac. Thank you.
не погуби души моей, Григорий. Stoica o să ne cânte coaria Come un bel di Maggio e Andrea Cenie de Umberto Giordano. Tenorul Daniel Stoica! Oh,
versuri de Dimitri Merejovski, romanță de Serghei Rachmaninov. Baritonul Odin Ciocea.
final rămânem la Verdi, celebrarie Dio di Giuda din Nabucco, baritonul Eugen Secobeanu. Yeah.
Seara cu Nopții la Moscova și invit în scenă pe mezzosopran Angela Olga Solcan, sopran Alina Botez și baritonul Odin Ciocea. Și foarte niște cam târstea.